Printre prevederile noului cod fiscal este prevăzută și scăderea etapizată a taxei pe valoarea adăugată astfel. De la 1 ianuarie 2016, ea se dorește a fi de 20%, ca de la 1 ianuarie 2017, valoarea acesteia să ajungă la 19%. O altă măsură prevăzută în codul fiscal îi privește pe deținătorii de clădiri și terenuri care sunt lăsate de proprietarii acestora în păragină. Cei care au în proprietate astfel de clădiri pot plăti, începând cu 1 ianuarie 2016, un impozit mărit cu până la 500%. Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților a hotărât impozitarea cu 0 până la 500% a terenurilor și caselor aflate în păragină. Măsura a fost introdusă în codul fiscal, care tocmai a ajuns pe masa președintelui și a fost promulgat. De la 1 ianuarie 2016, așadar, va intra în sarcina Consiliului Local al fiecărei localități să stabilească care sunt aceste case și terenuri ce intră sub incidența acestei prevederi, dar și care este cuantumul de la 0 la 500% al impozitului ce trebuie plătit pe aceste case și terenuri. Dacă scăderea TVA-ului va fi percepută mai mult ca sigur, ca o măsură agreată de mulți dintre comercianții din România, cea care vizează impozitul pe clădirile și terenurile neîngrijite nu va avea același impact asupra românilor. Cu bunele sau cu relele lui, noul cod fiscal are cel puțin o latură bună în ceea ce privește protejarea clădirilor de patrimoniu care, aflate în posesia unora ce își doreau altceva pe acel teren, le lăsau voit să se deprecieze ca în cel mai scurt timp posibil spațiul pe care aveau clădirea să capete alte destinații.